bine ați venit la numărul 27. Așa, trebuie să fac prezentarea. Mi-am pregătit scriptul de acasă și dacă mi-am pregătit scriptul de acasă, trebuie să-l și zic. Exact. Da, e prima ediție pe anul ăsta. Mă bucur să ne revedem. Eu sunt Ștefan, dacă nu mă cunoașteți, hostul și organizatorul. O să zic asta și pentru cei de pe live, de pe live stream, pe YouTube. Dacă nu știți, ne găsiți cu handle-ul CBWeb Meetup peste tot, toate canalele de social media. Avem deschis call for speakers în continuare, dacă vreți voi să faceți o prezentare sau știți pe cineva care vrea să facă o prezentare. Tema de astăzi, după cum bine se vede, deja știți, l-avem pe Ben ca invitat. Ben a mai prezentat și în trecut, cu succes, de altfel, că de-aia au mai venit. Așa. Și dacă mai vreți, după ce se termină prezentarea lui Ben, putem să mai stăm să mai discutăm. Nu ne dă nimeni afară momentul. Până pe la 9, cred că suntem ok. Bun. Ben, hai. Și cum ziceam, GraphQL, cel mai neinspirat nume, nu este QM, nu este SQL, nu are treabă cu bazele de date, putea să fie pur și simplu Graph API. Și ar fi fost mult mai bine, pentru că există deja apărut Graph Base, care e Graph Database, Neo4j, care chiar s-ar fi trebui să se numească un GraphQL, dar nu se mai poate că numele e luat deja. Ar putea să fie Graph API, există SOAP, REST, putea să fie Graph API foarte ușor, dar asta este. Poți dezvolta pe Facebook, acum 10 ani am început să lucrez la el și i-am dat release open source în 2015, deci 8 ani de zile. I-am lucrat cu el prima dată în 2018, începem cât să 5 ani. Ok, eu sunt Ben Bruda, lucrez în o companie mică. Domeniul este printare 3D, deci un software pentru firme ce folosesc imprimante 3D industriale. Sunt pasionat de imprimante 3D, dacă aveți ceva de întrebat sau de discutat, oricând. Ok. Despre grafică. Se zice luminare. Se va numai bine. Se termină. Se termină. Ok, să vedem prima dată ce este un REST API. Un REST API e un fel de a lua datele de la server și de regulă asta se folosește ca și convenție. API folosește poate să fie o versiune în față, V1, API, books, resursa, books și slash și ID-ul, se găsește doar o singură resursă și ce se mai poate face, un filtru, title JavaScript. Și ce primim ca și răspuns este aici. Prim doar două cărți avem noi aici, care conțin JavaScript, pentru că aici este JavaScript în titlu. Da? Deci titlu JavaScript. Așa că asta este un REST API. Simplu, toată lumea știe, nu contează limbajul de programare, așa arată un API, un REST. Ok, totul e simplu, arată foarte bine. Vedem aici că avem un autor ID, urmesc că după ID-ul acesta ne vom duce la autori, punem un ID și obținem resursa respectivă, autorul respectiv, pe baza ID-ului. Ok, hai să vedem un exemplu, un real life example. Să zicem că avem un e-shop și vine cărți, ca Amazon. La început avem numele cărții, autorul, un review. Pe baza review-ului, dacă trece de 9.5, punem aici un excellent. Dacă e sub, până la 9, punem very good. Știi cum facem asta în frontend. Review-uri, un preț, și un autor. După cum ziceam, primim autorul, IP-ul, primim IP-ul a autorului, luăm resursa și aflăm numele și facem display frumos pe mai departe. Ok. Acum vine partea interesantă. Cei de la produs au venit și mi-au spus, știi ce, e foarte important să vadă oamenii ce au mai scris autorul respectiv. Also wrote, ce au mai scris el, că îi dă puțină credibilitate și poate o să cumpere mai bine. Ok, vreau să pui următoarele două cărți pe care le-a scris autorul respectiv
Și vreau să fie în ordine importanță. Bineînțeles, nu pui ce o scris când era în liceu, povești nemuritoare. Îmi spui cele mai importante pe baza review-urilor, să zicem, sau a review-urilor. Primul este și el bestseller, uite, vedem și ăsta este bestseller, să zicem, tot ce are peste 500 de review, 500 de vânzări, este bestseller. Deci eu mai scris un bestseller, a doua carte, a scris JavaScript is wrong, ăsta nu-i bestseller, bineînțeles. Al doilea autor, vedem pe al doilea autor, Andy New Author. Deci lista de cărți pe care le-am mai scris e goală, o listă goală, ok. Deci dacă cred că cei care lucrați pe frontend, vă gândiți ce request-ul trebuie să faceți, cei de pe backend deja vă gândiți cum trebuie să, ce să serviți, ce o să vă așteptați, ce probleme o să puteți să întâmpinăm, ce o să întâmpinăm. Ok, să vedem ce request-uri ar trebui să trimitem aici pentru pagina asta. Trecem mai departe. Deci odată API Books, aia n-am mai pus-o cu nume, cu tot ce trebuie. Am luat asta, apoi ne ducem după, ca să luăm autorii, cum ziceam, îi luăm pe toți deodată, se poate face ceva, îi luăm toți autorii, adică ăsta. Deci că vedem 10 pe prima pagină, că avem o fascinație, deci luăm 1000 de cărți, doar 10 cărți. Pentru cele 10 cărți vom avea 10 autori, în cazul nostru doar 2, și dăm request la API pentru cele două IP-uri. 12 e primul, 4 e al doilea și le-am luat pe al doilea, ok? Avem două request-uri până acum. Și acum partea interesantă. Trebuie să luăm toate cărțile pe care le-a scris autorul cu ID-ul 12, să le sortăm după numărul de vânzări și să luăm doar două. Am putea să le luăm pe toate, dar ne încărcăm clientul prea tare. Luăm doar două, ok. Facem request-ul ăsta pentru prima carte, facem request-ul al doilea, pentru a doua carte și nu primim nimic acolo. Deci vedem aici câte 4 request-uri pe care le-am trimis. Îl trimitem pe primul, așteptăm, trimitem pe al doilea și pe cealaltă le putem deja trimite, că avem deja IP-ul autorului, da? Deci putem... ai IP-ul în primul. Deci trimitem unul și apoi toate celelalte trei poate să vină în orice ordine înapoi. Nu așteptăm după unul după altul. Deci nu trebuie să așteptăm cu ăsta și cu celelalte două. Ok, și trimitem request-uri. Cum funcționează toată chestia asta cu request-urile? Deci, aplicația noastră stă undeva pe server, în Frankfurt, un data center mare, trimite un request, se duce până în Frankfurt, vine cu cărțile înapoi, mă uit ce ID are autorul, trimite înapoi request, vin înapoi de 4-5 ori. Chestia asta ia destul de mult timp și se blochează, așteaptă, mă rog, ați înțeles ideea. Și o grămadă de cod, pentru o singură pagină, o grămadă de cod pe care tot scrie frontend, fetch, înapoi primește, înapoi, tra-tra-tra. După ceva timp, vin oamenii de la produs și zice, se mișcă pe aceea ce putem face. Da, ce putem face. Este prieten cu cei de la backend. Backend, haideți aici echipa de backend. Faceți un API frumos care retunează toate datele de astea deodată. Ok? Împachetați date, faceți voi acolo, că noi de pe front de nici nu prea știm cum se face data sourcing și data parsing și cum să data structure, cum să le amestecăm acolo, le și vorbim, am avut vreo 2-3 erori, faceți voi tot ce trebuie și noi ne descurcăm pe frontend. Dacă ne trimiteți datele așa, perfect. Secure, până la urmă îi convinge pe cei de la backend, i-au făcut rest care nu e chiar rest și vin ei și zic că nu e chiar rest ăsta, știu că nu e chiar rest, rest-ish, rest full, kind of rest, dar trebuie facem. Ok, după chestia asta, abia am convins, toată lumea e fericită, am schimbat două ori fronte, pentru că prima dată eu făceam un request și acum le avem așa, vin cei de la echipa de la UX. Știți ceva, prea multe informații aici, prea multe informații, chestia asta, trebuie să le punem în altă pagină, dai duci pe detalii. Am făcut noi research cu user, story, cu nu știu ce, și prea multe, ștergele, chestiile astea, ok, le șterg. Dacă le zici lor de la backend să lase celelalte date, să știa că doar astea mă aruncă pe geam sau project manager mă aruncă pe geam sau... Nu o să le convine, nici nu le mai zic, lăsăm datele acolo că nu strică, adică nu, lăsăm un pic de mizerie în Europa, dar nu-i tragedie, am făcut cea mai multă lume, ok? Bun, lăsăm datele astea, le primim, e un pic mai încet, dar nu contează, e ok, am făcut schimbarea.
o grămadă de tragedie și de discuții și povești, discuții de front, de back-end și tot fel de interacțiuni s-au întâmplat până acum pentru o chestie foarte simplă. Și după ce avem toată chestia asta, trebuie să avem, aici nu se vede, nu se vede prea ușor, asta e partea de mobile. Ne trebuie un request în care luăm doar numele cărții și prețul. Ok, ce facem acum? API-ul nostru ne trimite toate datele doar pentru resursa asta. Ce facem acum? Prea puține. Ne trebuie doar mai puține date și pe mobil nu se capce bine dacă vin tot ce trebuie, toate filtrurile respective. Vorbim iar cu backend, echipa de backend, faceți-mi o listă de cărți care doar să fie doar titlul și prețul, doar cu un request separat. Deja la nivelul ăsta încep să se încarce routurile pe backend, tot felul de routuri, trebuie să le structurezi, să le așezi separat, mai mari, mai mici, le faci într-o ordine, să faci o arhitectură pe backend. Ok, ce am descris acum, așa foarte simplu și copilăresc să zicem, se numește underfetching. Prima parte e underfetching, nu am luat destule date, deci un rest normal, standard, nu ne lasă să luăm destule date de la backend, trebuie să tot trimitem request-uri. Deci când primești un request și nu primești toate datele de care ai nevoie pentru un anumit view, pentru o anumită pagină. Și overfetching, când primești prea multe date și primești prea multe field-uri și tu pentru asta nu ți-ar trebui toate field-urile, ți-ar trebui doar două. Okay. Asta este problema. Au avut cei de la Facebook la un nivel mult mai mare când tehnologia toată era la un nivel foarte puțin avansat, să zicem, pentru varianta de mobil de la Facebook acum 10 ani exact. Și s-au tot gândit ce putem să facem. Ce putem să facem? Și s-au gândit, let's build an ideal API for the front end. Și let's work backwards to the technology. Deci asta e exact un citat din unul dintre fondatori. Deci hai să facem ce le trebuie celor din front-end, cum trebuie. Facem un API așa de puternic, ideal. Deci vis, ce ar putea să-și dorească mai mult un front-end developer? Și vedem, back-end-ul ne descurcăm, rezolvăm după aia. We'll fix it later. Și băieții au zis, da, voi doi, printre dinți, unul dintre ei, gata, asta facem. Asta face și hai să le gândim noi acum. Ce am putea să facem noi să rezolvăm problemele două pe care le-am descris mai devreme? Începem. Ăsta e un graph clear, un rest. S-au gândit ei, fii atent, noi avem aici un search field. Ce e ăsta? Ăsta e un field pe care eu îl trimit la backend și pe baza fieldului primesc date diferite. Primesc doar cărțile cu JavaScript în titlu, da? Da. Ce putem cu aia? Putea să le spunem în tot în fieldul acesta ce să ne dea înapoi? Deci așa cum aici zicem ce listă să ne dea, ce să fie lista respectivă, deci doar cărțile cu JavaScript în titlu, putem să zicem și ce fieldul să vină acolo. De exemplu, pentru login să vină numai două, pe care le-am văzut, și pentru celălalt să ne vină mai multe. Și păi, cum să nu facem? Vorbi cu cei din mine, dacă îți fac asta odată, știu că am dat și îmi face. Deci îți fac asta și ok, punem include fields, price și author ID sau ce mai trebuie, acolo. Deja lumea e fericită, măcar putem să ne luăm unul pentru varianta mobilă și varianta desktop. Ok, am rezolvat overfetching, deci nu mai luăm prea multe date, nu mai luăm de la server mai multe să încarcă mobilul, să nu se încarce varianta de mobil. Simplu. Și chestia asta deja se implementa și în rest. Deci chestia asta există și în rest, chiar se și folosește și în rest. Ok, include fields. Doar că, cum se face chestia asta? 20 de fields-uri acolo. Putem să punem unele care scor, care tot timpul trebuie, primele 5. Și restul, dacă mi le cer tu. Sau putem să spunem, poți să-mi spui ce să-mi incluzi sau ce să-mi excluzi, implicit sau explicit. Ce să incluzi, zici fieldurile pe care le vrei sau pe care le stabilim noi cumva. Ok, partea asta s-a rezolvat. Bun. Următoarea parte. Noi ne trebuia, ziceam aici că avem author ID și trebuie să mai trimitem un request pentru fiecare autor. Cum ar fi să putem să-i zicem
ce să vină și în autor. Deci asta e resursa nested, următoarea resursă, să ne dea ID-ul și numele. Am putea oare, deci dacă să punem autor, știu că nu avem autor, avem doar autor ID, autor îl găsește și deschis paranteză să punem field-ul. Da, cam așa ar arăta structura care vine înapoi și seamănă cu ce vine, n-ar fi rău. Adică nu e destul de logică secvența. De aici, aici, simplu. Aveam un prieten, adică vreo doi prieteni din contexte diferite, a venit cu o idee foarte bună și își zice: vai, mă mir că nu mi-a venit mie ideea asta mai devreme. Și prima dată mi-a zis, măi, un compliment, gen gândim la fel. Dar după aia mi-a dat seama cu o sună și a zis, mă mir că nu mi-a venit mie ideea asta. Adică toate ideile bune vin mie de obicei. Mă mir că ți-o venit ție înaintea mea. Gen. Și a zis, mă, cam mândru omul ăsta, dar vreo doi mi-au zis la fel. Așa am zis și eu prima dată când am venit, mă mir că nu mi-a venit mie ideea asta. Doar toate ideile bune vin doar mie. Dar sperăm așa să zicem toți, e super simplu, de ce nu mi-a venit mie ideea asta mai devreme? Ok, dacă toți suntem la capitolul ăsta, când ori ajuns aici erau extatici, ok, simplu, putem să facem. Cred că deja și cei care sunteți pe backend vă puteți da seama că nu e chiar așa de greu de implementat. Adică e un string, iei ce între paranteze, dai cu un regex, vezi ce înainte, găsești resursa aia, un for, un i, n-ar fi chiar așa de... chiar așa de greu de conceput. Să... diferența dintre, de exemplu, price și autor, că se facă comparație că price e vorba doar de un property și autor e vorba de un alt obiect? Da. Altă dată? Cum? Dacă am acoladă după, da, dacă am acoladă, găsește tot textul de la acoladă până la acoladă și ce există înainte și ăla îl extragi din lista. Deci ăsta îl punem în lista de fields-uri și ăsta îl separăm în lista de, în lista de obiecte. Și deschidem ce se deschide. Dacă, acum ați auzit prima oară ideea, dar dacă stai să te gândești o zi la ea, cred că poți să o implementezi. Nu-i, n-ar fi așa greu. S-au gândit băieții de la backend, ok, rezolvăm o clasă întreagă de probleme cu chestia asta. Deci o grămadă de probleme, doar că le-am zis configurația asta. Deja băieții au devenit extatici de la Facebook și au zis, hai să facem lată, până la capăt, ori tot, ori nimic. Hai să punem totul de aici, partea de resurse. Hai să o punem și aici în față, să zicem ce și resursa. Partea de search text, să o punem și aici, și aia în stringul respectiv și ne descurcăm. De ce? Poate mai rămâne REST API-ul acolo pe server și noi să folosim un singur endpoint. Nu blocăm toate endpointurile. Deci noi ne facem proiectul nostru doar pe un singur endpoint și restul rămâne mai departe, cum a fost până acum. Ops, stai. Și atunci, zis și făcut, o pus books, vedeți de aici, l-au adus aici, text search-ul de aici l-au adus aici și deja avem un string foarte frumos, care seamănă și cu o funcție, nu-i chiar așa urât. Acum e într-o singură linie, dacă ar fi putut să-l punem și în linii mai, pe mai multe linii, n-ar fi chiar așa de urât. Uite, deja blocăm un singur endpoint, vedeți, deci nu o să mai fie books, authors, o să fie aici, books, authors, resursa va fi aici, definită, cu paranteze, vezi ce între paranteze ăla e variabilă și mai departe deschizi acoladele primele și apoi vezi fieldurile și apoi tot ce e, le pui în lista de fielduri separate. Deja li s-o pur, ok, foarte, foarte interesant, ce facem cu postul? Ăsta e get-ul, ce facem cu postul? Păi chestia asta de get din față o mutăm și așa și zicem query sau mutation a fost, așa lor numit ei. Mutația, adică ce tot ce schimbă, mutation sau query. Query ce ia, get-ul și postul. Îl punem aici și deja chestia asta nu o să se mai numească fields, o să se numească query, că e tot query-ul, toată formula asta. Nu o să mai numească fields, dar o să fie doar așa și o folosim doar un API. Acum, prin convenție, dar nu e neapărat, aici se numește GraphQL, nu o să fie API, o să fie GraphQL, și fields-ul va fi query, asta este o convenție de sine stătătoare. Și stai și te uiți la chestia asta și asta e tot ce le-a rezolvat problema lor la Facebook și deja știi să comunici, să ceri tot ce vrei, în formatul în care vrei și deja cei de pe front-end sunt ca băiatul ăsta aici. Cei de pe front-end sunt fericiți la faza asta. Acum să vedem și partea de backend. Ok, încă da, ne uităm aici cum ar arăta. Deci prima parte, repetăm prima parte, interesant, ceva mai bine, maxim și deja asta l-a dat pe spate.
Asta e secvența. Simplu. Dacă știți chestia asta, deja știți GraphQL, putem să mergem acasă pe ziua de astăzi. Da, cam asta este. Asta înseamnă GraphQL. Deci GraphQL e doar o listă de specificații. Când eu am făcut release la GraphQL, am spus, uite, așa vrem noi să primim datele și definim modul în care le vom cere de la server și cum le va trimite serverul. Deci doar o specificație îi. Restul sunt o grămadă de tool-uri și de implementări specifice pentru limbajul respectiv, pentru orice altceva, dar doar specificația asta, care nu-i grea. Deci dacă te întreabă ceva, știi GraphQL? Da, știu că pot să pun un query într-un string și trimit o singură variabilă. Asta este. Ok, se folosește post, doar postul, cum ziceam aici, s-a trecut de la get, l-au făcut doar post. Deci se folosește doar post, nu va fi get, aici l-am făcut get că e mai simplu să explic. Deci doar post, folosește un singur endpoint, poți să iei doar fișierele de care ai nevoie, poți să iei fișiere, poți să iei fields-uri nested, obiecte, poți să și sortezi obiectele nested, deci să te duci încă un nivel mai departe să le sortezi și îți definește input types-urile, adică ce poți să trimiți. Ce poți să trimiți aici, să zicem, aici, în search text, ție ăsta, îi un string. Sau, mă rog, multe alte variabile care vor veni aici, le definește strict cum vor trebui să fie. Prin faptul că le definește, comunicarea între backend și frontend se simplifică, adică între echipe. Nu am uitat să scriu o documentație, am uitat aici, am uitat acolo, totul e strict. Deci ai văzut un GraphQL API, nici nu trebuie să știi dacă există oameni ce lucrează pe backend, cum arată ei, nu trebuie să comunici deloc cu ei, te poți descurca să-ți faci treaba. Deci reduce interacțiuni între front și backend. Ok, asta e o listă de specificații. Acum hai să vedem cum ar fi în GraphQL așa ceva. Asta este doar tot stringul de care discutam. Deci te duci la books, title, titlu aici, autorul, nume cerem. Și la books îi mai punem aici sort by sales, deci să le sorteze în funcție de vânzări, cel mai multe vânzări să fie primele și tot mai așa. Și limit, adică să nu-mi trimită 10, doar 2, ai un paginație, limit, pagination. Ok, așa arată query-ul, așa arată string-ul despre care l-am văzut, pe care l-am văzut. Și așa arată răspunsul la un GraphQL pentru așa ceva de... Și vine sales count 500, dacă e peste 500 inclusiv e bestseller, dacă e sub nu e bestseller. Vedeți titlu? Cei de pe frontend acum, dacă aveți datele în formatul ăsta, cât de ușor e să faci UI-ul pentru așa ceva? S-o dat style-uri, pac, 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 punct, punct, punct. Pentru books aici avem un map, e dat request linie cu linie frumos, dacă ar fi fost aici încă vreo 2-3 chestii în paranteză, să zice mai mult nested, încă o dată punct, încă o dată punct, destructurăm și atâta. Deci datele este exact, cam cum arată asta, deja așa ar arăta și pagina. Ok. Bun. Ziceam GraphQL e doar o specificație. Acum, ce e cel mai interesant și cel mai bun prieten e un GraphQL Playground, un tool, care de regulă vine... Când creezi un backend, se creează automat, nu trebuie să-l faci tu. Și asta este și postman-ul, cel cu care trimiți, nu știu, folosiți postman să trimiteți request-ul la backend, postman-ul, și Swagger, dacă folosești sau nu știu ce altceva, pentru documentație. Deci ăsta este 2 în 1, într-un singur tool, în browser, când serverul rulează pe GraphQL și exact aici va rula și playground-ul ăsta. Ok, aici poți să scrii query-ul, de string-ul despre care discutam, îl scrii aici doar cu autocomplete. Deja începe să fie foarte interesant, pentru că, așa cum am zis, nu trebuie... Ai intrat în tool-ul ăsta și nu trebuie să știi cum arată backend-ul, nu deschizi nicio altă pagină, știi ce poți să ceri direct. Scrii all users, vezi, all users, comments, schema, așa mai departe, și îți definește toate tipurile. Ok, deci dacă dai jos, deci nu numai request-urile și tip, și... fieldurile respective și tipul. Content e un de tipul string. Dai click, hover pe el, totul cu hover, totul cu foarte bine, foarte bine definit. Deci autocomplete și types. Chestia asta îți crește productivitatea când scrii stringul respectiv, când faci requestul, incredibil.
Și de regulă le scrie aici și le copiezi în cod să le trimită request-ul. Deci exact request-ul ăsta o să-l iei și o să-l pui în cod. Aici îl scrii, îl faci cu autocomplete, vezi dacă ai erori. Ok, așa arată răspunsul. Deci aici ai dat, ziceam că e ca și postman, ai apăsat pe buton, în dreapta ai văzut răspunsul. Exact. Deci aici e o simulare foarte, foarte faină. Aici vezi exact ce o să ceri, fieldurile, vezi corespondentul lor. Așa mai departe, email, users, este și te poți duce de câte ori vrei. Ok? Chestia asta roșie a durat câtva timp până m-am prins de ea. Arată erorile. Deci dacă scrii o eroare, field that doesn't exist, deci fieldul ăsta e scris un field ce nu există, direct ți-o dat eroare acolo și dacă apeși pe play, îți trimite eroare. Eroarea asta, de regulă, nici nu ajunge la handlerul din backend. Ajunge la backend, dar o primești direct. Deci nu poți să faci prostii ce știu, să trimiți o mutație greșită, ceva pe backend implementat greșit și se strică ceva acolo că nu a fost tipul. Deci asta înseamnă types-urile hard typed. Deci types-urile sunt foarte bine definite și nu ajunge, deci nici nu ajunge request-ul pe backend dacă e o eroare. Ok. Aici sunt mai multe tabs-uri, poți să deschizi 20 de tab-uri cât lucrezi foarte, foarte util. Ce știu, aici petreci 10-20% din timp dezvoltând front-end. Deci pentru front-end asta e cel mai bun prieten. Ok, bine că am pus și varianta al light team. Ok, așa. Bun, mutations. Ziceam de posturi, mutations arată altfel următorului query mutation și aici pui toate datele. Aici se pun toate datele, aici ce vrei să primești, ce să răspundă și îți răspunde dacă a avut succes operația. Chestia asta deja devine mai interesantă, mai multe date aici. Partea asta e hard type, deci dacă scriam o eroare aici, dacă aveam o eroare, mi-a părea din nou roșu. Și așa cum am zis, asta este un string, n-am pus aici, dar bineînțeles că se poate da direct o variabilă, se pasează doar direct toată variabila asta de aici și doar scrie content type. Dar înțelegeți, în string poți să interpolezi o variabilă oricând, deci nu ar fi greu de înțeles. Ok? Da. Aici jos le pui variabile. Dacă vrei, deci dacă vrei să faci un shortcut pentru toată chestia asta, pui variabile jos în playground. Ok, deci cum spuneam, este un singur string care îl trimiți cu fetch-ul aici în JavaScript, care îl trimiți cu fetch-ul la un singur endpoint. Și vedeți, facem stringify la query, care e stringul ăsta, și îl trimiți. Așa, atât este tot ce ai nevoie pe frontend. Există alte tool-uri mai complexe să faci request-ul de pe frontend, dar atât este destul. Deci un simplu, banal fetch, poți să faci chestia asta. Multă lume nu înțelege când ajunge, că e atât de simplu. Deci e pur și simplu un post. Pentru că există tool-uri și lumea se pierde în tot felul de tool-uri și client pentru GraphQL și așa mai departe. Dar modul cel mai simplu, poți să scrii query-ul, cum am arătat înainte, în Playground și mi-ai dat paste aici și asta este. Dacă mai ai și variabile, separat variabile aici care se vor interpola ca și în stringul respectiv. Primești răspunsul și... Ok. Ceva întrebări până acum? Ceva neclarități? Merg prea repede, prea încet? Ok? Ok. Bun. I-am dat un zoom. Deci un singur query, l-ai pus în body și un post. Atât. Pentru cei ce nu cred, dacă nu văd și în dark team. Ok, consecințe. Productivitatea în frontend, cum v-ați dat seama, to the moon. O săptămână să te obișnuiești cu el, să nu mai faci cu rest și să faci cam atâta durează să poți să faci relativ fluent, poate nu chiar la aceeași viteză, dar într-o săptămână pentru un frontend e destul. Și beneficiile sunt incredibile. Vorbeam cu Ștefan la început, când a descoperit GraphQL, a spus unde a fost toată viața GraphQL-ul. Good documentation, fără neînțelegeri cu backend. Ok, pentru backend, higher upfront cost. Deci costul să faci chestiile astea, să le implementezi într-o aplicație de backend, sunt un pic mai complexe.
Așa cum am început aici să lucrăm, să ne gândim obiecte. Deci implementarea pe backend e ceva mai complexă, dar deci e mai mult, să, mai mult de lucru să pornești, dar mult mai puține patch-uri și fix-uri și tot fel de chestii pe care le descriam și, și backend-ul arată mult, mult mai frumos. Deci nu sunt toate chestiile alea. De ce au rămas endpoint-ul ăsta aici? Că le-a trebuit odată și a uitat să mă anunțe, că nu-l mai folosesc și așa mai departe. Deci toate chestiile alea, mizerile alea pe care sunt late night fixes, nu vor fi acolo. Deci faci ceva robust, ceva puternic și după ai liniște. Cam asta e, cam asta e filozofia pe backend. În frontend totul e simplu. Ok, dacă am rămâne la chestia asta și ne-am duce la project manager nostru, le spunem ok, trebuie să petrecem mai mult timp pe backend de acum încolo ca să ne facem o chestie mai puternică. Răspunsul lor va fi: suntem în criză de timp. Proiectul următor vom implementa chestia asta. Proiectul viitor, acum trebuie să face, să factură bani și să livrăm feature-uri. Feature, feature, feature. Nu, nu avem timp pentru chestii robuste și să, să implementăm prostii pe care le ascultați voi seara după lucru la un meetup că n-aveți ce face acasă. Băgați, înapoi la treabă. Înapoi la treabă, biciu, dă-i mai departe. Ok. Dar, dacă ar exista un tool... Ziceam că e o chestie, GraphQL pe backend, e o chestie foarte, foarte robustă și sistematică. Adică e logică. Primești asta, răspunzi asta și generică. Dacă ar exista un tool la care îi dai o bază de date și îți expune un GraphQL pe toate datele, dacă ar exista o chestie de genul ăsta, ce s-ar întâmpla? În afară faptului că jumate din backend developeri n-ar mai fi nevoie de ei. Ai putea să construiești un API în minute. Și există un tool sau mai multe, Hasur ar fi unul dintre ele, care pur și simplu definește, ăsta e backend-ul meu, așa arată baza mea de date și poți să-mi expui pe ea un GraphQL. Acum poți să pui câteva limitări și să zici: nu vreau ca tu să te duci cu query-ul respectiv nested de 1000 de ori. Că o să vină un atac, dacă expui API-ul ăsta, să vină cineva să-ți atace și trimite, pur și simplu pune nested, autori, cărți, autori, cărți, autori, cărți, nested, nested, nested și îți dă baza de date jos. Ok, deci trebuie să pui o limitare maxim 3 nivele nested. Tot ce am văzut până acum în, în frontend s-au dus poate maxim, în cazuri extreme, 4 nivele nested, să duci la următorul, următorul, următorul. Cam acolo ar fi, dar și 4 extrem, 3. Cam ce am văzut astăzi, 2, 3, îi destul în, în majoritatea cazurilor. Și poți să limitezi chestia asta, că e Hasura, e open source și ce face, efectiv se uită la baza de date și îți expune API-ul. Deci nu vezi codul, nu vezi backend-ul, nu există funcții pe care tu să le poți modifica pe backend, ci pur și simplu elimină toată partea asta. Tool-ul ăsta cred că ar putea să înlocuiască o grămadă de aplicații care sunt CRUD, Create, Read, Update și ce am văzut acolo, un tool mai complex și foarte eficient. Nu o să le înlocuiască toate, pentru că uneori mai trebuie să mai updatezi, să trimiți un e-mail. Când se salvează un user, trimite un e-mail sau mai fă alte chestii foarte, foarte custom, dar și pentru lucrurile respective au tot fel de hooks-uri, tot fel de acțiuni pe care poate să le dea trigger-uri. Hasura. Ok, hai să vedem cum arată. Aici este. Deci Hasura este, asta e, asta e logo-ul lor, asta e logo de la GraphQL. Hasura e tot engine-ul ăsta sau un server pe care tu îl definești așa din mouse, click, click și așa arată un query și el știe să traducă chestia asta în limbajul bazei de date. Arată destul de promising, îl urmăresc de ceva timp și doar pentru prezentarea asta am făcut primul test, dar au fost foarte rapid, deci ca să fac API-ul de care vorbeam, 10 minute în care și să mă obișnuiesc cu UI-ul lor, care e relativ urât. Ok, așa arată. Aici este baza de date. Tot definești, poți să mai adaugi autori, cărți, așa mai departe. Aici suntem în a defini, mai întâi trebuie să definești baza de date, deci te lasă și să creezi baza de date. Am adăugat un ID, am adăugat un nume și aici, partea asta, acum nu se vede foarte clar, aici adaug age, definești acolo integer și așa mai departe. Deci aici definesc un field nou. Dai save, click pe GraphQL API
Try GraphQL, adică aici și deja ești în explorerul respectiv. Așa arată stringul, aici este răspunsul și aici mai mult decât să ai autocomplete, pur și simplu bifezi tot ce vrei să dai order by offset și așa mai departe. Așa arată tool-ul ăsta în care poți să creezi o bază de date, ce știu, 50-60 de modele în câteva ore. Și tot ce înseamnă standard, ți-ai făcut API-ul așa, în câteva ore. Am văzut produse de fintech destul de complexe lansate cu tool-ul ăsta în 4 luni. Adică au scris, practic eu am scris frontend-ul și frontend-ul la viteza la care ați văzut-o. Punct, 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 vin în datele exact cum vrei, le-ai făcut, le-ai listat și mai departe. Ok, ca tool-ul acesta există și altele. Putem să discutăm, pot să vă mai arăt. Unele sunt open source, altele plătite, altele plătești o sumă, ce știu, 50-60 de euro lunar, dar ai un backend pe care te poți baza. Oare, scuze, da. În slide anterior, de ce e GraphQL și nu GraphQL? E o diferență? Da, bună întrebare. Ăsta e tool-ul în loc de playground-ul. GraphQL e un alt playground. Și ce v-am arătat e cel mai comun și e făcut de Apollo, un mare provider, dar ăsta e făcut de la început, cred că de la cei de la GitHub l-au lansat, e foarte vechi, GraphQL, pe ăsta am început. Dar arată aproape la fel, mai interesantă partea asta, nu ui peste tot, partea de a da, efectiv de da click și a deselecta. Deci deselectezi aici, dispare asta. Selectezi titlul, a apărut. Și așa mai departe, selectezi offset-ul, îți face direct sintaxa pentru cod. Aici pui requesturile sus, înainte le puneai jos, variabilele aici, mă rog. Ok, ce ziceam mai devreme, că există tool-uri care îți construiesc un backend în GraphQL așa rapid, pe gratis, în minute. Există alt fel de tool-uri care se numesc gateways sau wrappers, care poate să ia input-uri dintr-un REST sau dintr-un GraphQL sau din alt tip de aplicație și să le consolideze, să le federeze și să le servească ca un singur endpoint. Există tot felul de tool-uri de genul ăsta și multă lume când începe cu GraphQL se apucă să implementeze, cum ziceam înainte, și o să aibă fața tipului acelui când implementează prima dată. Dar există tool-uri în care vă duceți la project manager și ziceți durează o săptămână și dita mai monstru de aplicație, pun un gateway în față și băgăm REST și servim în față GraphQL. Deci echipa de pe backend lucrează exact cum a lucrat până acum, le punem în față un tool de genul ăsta pe care îl configurăm frumos, scriem foarte standard, de aici vine resursa, asta este configurația. Dacă urmați un format de API standard pentru REST, se și fac automat chestiile respective. Și cum funcționează de fapt? Deci tot la baza ta de date sau la aplicația ta, aici sunt șase aplicații, zicem șase servicii, dar poate să fie unul singur, discutăm, să zicem că avem unul singur. Tu trimiți request de la web API aici, requestul mare pe care l-am văzut acolo, și el trimite frumos cele 6 requesturi. Și ai stat și te gândești atunci ce am câștigat, că și așa se trimit, deci nu e la fel de încet. Nu chiar, sau nu tot timpul, sau mai sigur că nu, pentru că aplicația ta e aici în România și serverul în Frankfurt. Și chestia asta și cu serverul tău de Node, de Java, de ce ai, stau pe același server și trimit rapid unul între altul și apoi trimit ție mai departe să vină din Frankfurt până în România. Deci gateway-ul ăsta, o mică aplicație Node sau, mă rog, Java sau ce, în ce va fi făcut. Deci încă un server care e în fața serverului tău. Ce se mai poate face? Poți să dezinstalezi toate siguranțele și tot ce înseamnă chestii de securitate care iau timp pentru fiecare request, că tu trimiți de aici vreo 6 și le pui doar aici, doar la intrare, doar sus. Deci tot ce înseamnă, de exemplu, nu știu, în alte backend-uri mai mari, middleware, de exemplu, în Django, aveam tot fel de middleware pentru cross, pentru ăla, tot fel de filtre prin care trecea un request până ajungea la... No, astea se pot dezactiva și atunci se face un setup de genul ăsta. Cei care au implementat cu succes la început GitHub a fost pentru GraphQL unul dintre early adopters
tipul care a implementat, un om, o săptămână, a pus peste restul lor și a venit cu un proof of concept și apoi a mai lucrat, ce știu, o lună sau ceva de genul ăsta, dar la o aplicație ca GitHub, unde vezi repozitorii, nested, ce mai contributori, co-contributori, cei care au contribuit cu tine pe alt proiect și așa mai departe. Deci acolo chestia asta de GraphQL e foarte, foarte nested. A făcut-o foarte, foarte rapid, lăsând ce-au avut mai înainte API-ul și a pus doar un API, doar un gateway în față. Nu am auzit foarte multe proiecte de genul ăsta făcute și ar fi, din punctul meu de vedere, ar fi o chestie foarte, foarte ușoară. Adică backend-ul nu le-ai stricat viața nici celor de pe backend, nu trebuie să scrie request-uri custom și pe frontend ai toate beneficiile pe frontend. Tool-uri pentru chestia asta. Ok, am mai făcut altă imagine. Wrapper, de exemplu, GraphQL Mesh, făcută de The Guild, un grup de open source foarte mare și foarte, foarte buni, oameni de renume din open source. Total open source tool-ul ăsta și cred că printre cele mai puternice. Să zicem că faci cu Hasura ceva, m-am arătat mai devreme, sau există altul, WonderGraph sau PostgraphQL sau tot fel de alte chestii care se uită la o bază de date și ți-a fac un backend pentru 90% din treabă. Deci tot ce înseamnă GET, ce am văzut până acum, totul e standard. Pentru chestia standard îți faci așa și tu ai niște custom endpoints foarte, foarte speciale în care faci tu tot fel de chestii ciudate, doar specifice pentru proiectul tău. Trimiți e-mail-uri, citești de pe nu știu unde, printezi, faci un PDF, tot fel de chestii foarte, foarte custom. De regulă, lucrurile astea, în multe proiecte nu sunt deloc chestii custom. Adică multe proiecte se pot face cu un GraphQL, cu un Hasura cap-coadă. Deci cap-coadă. Dar în toate există un if acolo, se conectează la un alt serviciu, face o chestie foarte ciudată. Aveam o aplicație, downloada e-mail-uri, citea fișierul din e-mail, din atașament și l-uploada în aplicație. Deci făcea o chestie foarte, foarte complexă. Ok, ai o screencă de mână, dar rest tot ce e standard poți să faci cu un tool din catulurile respective și aici folosești un wrapper. Deci ai o aplicație Node sau ce folosește aplicația ta în Node, în Java, în ce va fi, comunică cu rest și un GraphQL în față, care se configurează, poate altă dată o să vă arăt, pur și simplu definești niște fișiere. Aici vine IP-ul, aici ID-ul, aici vine ID-ul, aici ai numele resursei și așa mai departe, structura pe care urmezi. Sau uneori ai aplicația ta și îți vine clientul, customerul, îți vine cu, avem noi API-ul nostru, trebuie să te conectezi și ăsta arată așa, unui Struță și unui Camila. Struță, Camila, restul lor și restul tău și nu știi cum lucrezi aici, cum lucrezi dincolo, două API-uri. Pur și simplu le consolidezi cu un wrapper de genul ăsta și le servești și mai ușor și mai simplu și arată la fel. Și pentru frontend, habar nu are frontend-ul ce acolo și nici nu trebuie să știe și se joacă cu ele și ia date de aici, de aici, cum vrea, le combină și așa mai departe. Luni de muncă și proiecte eșuate foarte multe pentru că nu s-au folosit chestii de genul ăsta. Deci luni de muncă ar putea să salveze pe proiecte mari o strategie de genul ăsta. Există alte chestii mai interesante, cum e WonderGraph și Hasura, care sunt ei înșiși și gateway și îți creează GraphQL. Deci pui un backend de Hasura sau WonderGraph sau StepZen în față, îți creează în minute, cum câteva minute se creează pe bază la baza de date, apoi o aplicație Node sau ce vrei tu, care comunică cu rest. Deci ai scris pur și simplu aici 10%, 5% și cu un același tool ai consolidat într-un API mai departe. Ei cam cum prezintă GraphQL from any data source. Deci din orice sursă. Îți facem GraphQL din orice sursă. Fie îmi dai direct baza de date, mă conectez singur, fie îmi dai REST, gRPC, OData, SOAP, dacă ați auzit, orice fel de aplicație există, îți face wrapper-ul ăsta și îl servești frumos pe frontend. Pentru Hasura am făcut un mic tutorial, pentru WonderGraph urmează să-l testez și StepZen îl urmăresc de ceva timp, nu l-am testat încă.
Ok, morala, nu știu, pentru GraphQL altceva nu pot să, să prezint. Cam ăsta e GraphQL, toată lumea știe, arată bine pe CV, mult mai puțin decât ar putea să fie folosit, este folosit în, realitate. Mulțumesc! Întrebări? Aș avea o întrebare apropo de cultura și ce poți face din asta. De exemplu, dacă ai și un pic de business logic sau, de exemplu, ai făcut niște calcule, nu știu, pe exemplu tău, dacă aș vrea să aflu suma vânzărilor de la toate cărțile de luna trecută, chestia asta aș putea să fac cumva din GraphQL sau logica să îl mută în fronte? Foarte mult din chestia asta se poate face. Deci tot ce faci și pe o bază de date, agregări și așa mai departe, chestii standard, se pot face. Da, unele computed fields de genul ăsta, deci să iei date și să faci un computed field, se pot muta pe front-end sau pur și simplu le muți aici. Dar, da, în experiența mea sunt câteva... câteva modele pe care există business logic, 5 din 50 de modele sau, mă rog, ceva de genul ăsta, 5 și vreo 2-3 mai heavy și altele poate... Deci e un trade-off și acolo, te gândești ce pot să pun, dacă e o chestie foarte simplă, A plus B, fă-l în front-end. Dacă e o chestie mai complexă, îți faci un... Există tot felul de trigger-uri de nu știu ce, să salvezi, să iei, să... Deci tot felul de funcții pe care le poți aplica standard. Să zicem, standardizate. Este clar, ai o platformă destul de mare, care ai multe reuze de business, destul de greu să zici că vii și le muți pe toate în cucuri și ce sunt pe aici. Iar aia e chestia și nu neapărat de citești, că să faci sume sau așa, de când pui date, ci când pui date, mai înseamnă că îți ești avere, permisiuni. Și atunci se mută, regulile de business se mută cumva în front-end sau în cucurile. Da. Câte ușor ai să le folosești, da. Nu scap de complexitatea aia, dar probabil o izolezi cumva și mai clar la un moment dat. Da, super că ai zis partea de save. Da, exact, exact, exact. Au fost proiecte pe care le-am văzut tot cu Hasura, ce au făcut doar get-ul pe Hasura. Și get-ul, acolo e și beneficiu mai mare, că acolo e datele astea nested și să le așfisesc și așa mai departe. Și posturile, tot ce a fost post, au rămas prin aplicația lor. Tot ori scutii jumate din timp, aplicația e mult mai lightweight și găsești lucrurile mult mai ușor când ai doar ce trebuie, doar miezul e acolo. Aia este că, de fapt, GraphQL e un pas în plus, sau numai 5 pași în plus de abstractizare a unui interogări. Și cumva nu e de mirare cu operarea la Facebook, că teoria pe care era înainte, mai des o inventeze e recursivitate, cum îi se oprime, dar cred că ești primul care au fost nevoie diferența de performanță, că era cea mai mare platformă și într-adevăr mai mult get, că să vezi ce au făcut ceilalți. Da. O să vezi ceva, dar în general 95% vezi, gata, și atunci probabil că și așa, partea de get o exact. Abstractizat-o și așa, și posturile trebuie să fie rămas înainte, că așa că se datorită la da. Acum, ei nu-or folosi Hasura, nu-or folosi chestii standard, ei ori folosit efectiv, ori implementat. Nu, mă refer că teoria grafică, zici că de la Quadray, da, de la Facebook, da, da. Da, teoria sigură înainte, dar ei au popularizat-o, că ei au fost probabil singurii care, sau primii care și permis să stea să facă ce ziceai cu managerul, că da. O idee bună, cât o să care avem, am face. Da, da, ei ori stat, da, o să-ți trimit filmul, efectul s-a luat 2-3, știau care e problema, era newsfeed-ul pe mobile, deci începea să crape, ori sta vreo 2-3 acolo în firme de genul ăsta, m-am dus eu, am o idee, au postat unul, hai ne vedem în sala respectivă, și-au luat ei mese, și-au pus mese într-un cont, s-au apucat să lucreze la ideea respectivă, deci total independent și total autonom, aia era ideea. Da, și pentru post se pot face chestii, dar acum discutăm, deci acum nu discutăm de Hasura. Hasura e un backend în 5 minute. Efectiv să implementezi, se pot face chestii nested de genul ăsta, mutații de genul ăsta. Deci tu creezi, acum business logic nu are sens aici, dar
pentru alte cazuri de business are, să creezi direct cu comenturile, să creezi un post cu comenturile neste direct. Acum să vă dau un exemplu de care m-am lovit des. Am o factură și pentru factură am inline-uri, linii din factură, manoperă 100 de euro, piesele 20 și altă manoperă 30 la o mașină, să zicem. Și fieldurile alea nested, alea sunt inline-urile respective, ele sunt modele pe ăsta, cum ar fi aici, comenți pe un post, să zicem. Deci comenturile pe post. Și să le creezi într-un singur go. Deci efectiv, formulat așa, da? Deci formularul e așa și deci să arate și request-ul așa. Deci într-un singur go le-am creat pe toate. Acum, dacă pui un rapper la o situație de genul ăsta, el tot o să-ți trimită două request-uri de post, care nu-i chiar fine, că dacă unul îi dă fail, celălalt n-ar trebui să dea fail. Data viitoare, dacă prezentăm, o să prezentăm o implementare în care îi atomică toată chestia asta. Adică dacă pică, ori pică, ori merg toate, ori pică toate. Deci îți dă cu rollback sau... Da, o chestie de genul ăsta, acum la partea de mutații, bine, pentru Hasura, da, fă-le tu cu rest, dar dacă te-ai pus să faci un backend în GraphQL, o să faci chestii de genul ăsta foarte faine, deci foarte standardizate. Deci nested create-uri sau nested update-uri sau ai o listă în care, să zicem, vrei să updatezi datele, vrei să creezi field-uri noi în factură, să modifici pe alea vechi și să ștergi dintre alea vechi. Și atunci ai trei liste pe care dacă să le poți da direct într-un singur go, într-o singură acțiune, ar fi foarte ușor, fără prea multă implementare pe backend, adică una standard și aia e. Data viitoare o să facem chestii complexe așa, dacă ne permite. Da, de chestia să știi exact unde să, ce parte aplicației să folosești, să știi, ai de mână librării de cu care să implementezi backend, e ușor să... Da. Adică dacă nu ai, da. Pornești la ceva... Da. Data viitoare implementăm un backend from scratch, dar foarte rapid. Deci un backend la care să ai acces la fiecare request, la fiecare mutație, să vezi codul și să poți modifica fiecare linie, un produs pe care tocmai l-am terminat și să zicem acum mai facem lansarea oficială. Da. Ok, alte întrebări? Foarte bună întrebarea cu mutații, observația foarte, deci spot on pentru Hasura. O completare la query-uri. Da. Folosesc foarte mult de fragmente. Da. Te folosești de partea... Nu foarte mult, dar le știu. Da. Am foarte multe query-uri care au nevoie de, nu știu să zicem, user. Yeah. Știi, da. Date despre un anumit user. Știi, și de fiecare dată, în loc să fac query-uri și să fac, să zicem, aceleași field-uri din ăla de user, din tabela de user, un fragment și l-ai inserat automat de fiecare dată în orice query și foarte bine. Da, da. Prescurtări. Da. Da, deci o prescurtare ca să scrii query-ul mult mai concis, mai simplu. Da. Nu am pus aici, dar se pot face și mai două, de exemplu, două query-uri. Poți să iei și all users și all articles într-un singur go și partea de fragmente e deja next level. Dar efectiv să-ți iei toate datele pe care ai de care ai nevoie pe o pagină. Acum, când e o listă, să faci mai multe query-uri, dacă e cu paginații și e doar 10, nu se merită, că le vrei separate, lista asta, lista aia. Scroll pe lista asta și lista cealaltă rămâne veche, dar rămâne cum a fost. Dar dacă ai date care sunt limitate, să zicem 100, 200, ce știu, cât poți să scoți pe backend, poți să iei mai multe, deci mai multe request-uri într-un singur go. Partea de fragmente, da, e bună pentru prescurtări, pentru că dacă ai 20 de field-uri, da, scrii aici. Nu te-am să repeți. Da. Da. O altă chestie care am mai observat-o, asta acum puțin neapărat de query-uri și de mutații, partea de WebSocket connections. Acolo am observat o chestie ce puțin pe front-end. Apollo, de exemplu, clientul Apollo, nu suportă foarte bine, sau cel puțin ultima dată când am folosit, nu suportă foarte bine WebSocket connections. Uh-huh. În schimb, Redux-ul, de exemplu, Redux Toolkit, mai exact, da, ăla merge excepțional cu
website connections pe GraphQL. Da. Asta așa cu o computare. Da. React Query ai folosit în loc de Redux? React Query ai folosit? Da. Ăla merge foarte bine iarăși cu WebSockets, le zice subscription în GraphQL, la subscription, GraphQL subscriptions la WebSockets. Așa, subscription era, da. Subscription, dar da. E același lucru, dar e același lucru cu, da, cu WebSockets. Adică date ce vin trimise de server la un anumit interval și să fie tot timpul pentru un chat, de exemplu. Vrei să le ai updatate permanent. Deci ar fi query, mutation și subscription. Deja aici trecem pe teritoriu advanced. Avem o întrebare din live stream. Da. Întreabă cineva cum funcționează GraphQL în ceea ce privește error handling-ul în paralela cu grupurile de HTTP error codes. Da. Error handling-ul este ceva mai problematic pe pe GraphQL de implementat. Acum totul depinde de implementare. Standard și când începi să lucrezi, de exemplu, și ești în development mode, îți trimite ceva de genul ăsta, cannot query, sau îți trimite efectiv eroarea din backend. O să-ți trimită ceea ce definești în implementare respectivă. Deci dacă nu, va trebui manual să implementezi ceva ce seamănă cu restul. Adică dacă nu au găsit resursa respectivă, că nu e ID-ul nu există, spun not found sau, mă rog, ce corespondentul. Deci trebuie să le implementezi tu asemănător, cumva asemănător, și vor veni aici. Deci formatul standard, errors, erorile, e un array și vor veni aici mai departe. Dar ești cumva pe cont propriu și fiind resursele nested, va fi cumva greu de definit și de avea o structură care n-o găsit-o. Asta ai la altă... De tot timpul unde? O problemă cu erorile. Eu cel puțin, când am făcut debug, asta a fost o mare problemă. Și trebuia tot timpul să vorbesc cu colegul care s-a ocupat de partea de Go, de exemplu, da, era proiectul pe Go, să detalieze un pic mai mult erorile respective. Știi? Că trebuia să fac trei, până la urmă, să dau seama unde e problema. Da. Mai întreabă aici cineva, cât de ușor e să faci testarea endpoint-urilor? Testarea endpoint-urilor. Ok, nu sunt endpoint-uri, că e un singur, dar sunt query-uri. Există tool-uri și pentru asta și pentru testare. Manual, automat, la ce? Nu știu. Ok, există. Asta e singura informație care am. Da. Ok, manual aici poți testa tot ce trebuie, ca să zicem testare manuală, dar automat există și pentru testare automat. Nu am lucrat foarte mult cu partea de testare a endpoint-ului. Da, automată. Nu am lucrat foarte mult. Există tool-uri. Pot să mă documentez pe data viitoare. Okay. Alte întrebări? Eram eu curios, cum arăta sintaxa, în exemplu tău, cu cărțile și cu autorii și cu cărțile sortate în funcție de vânzări. Ce se întâmplă dacă cartea pe care o ai acolo este una din cele două care devine rezultat? Cum poți să o excluzi ca sintaxă? Cum arăta? Da. Stai un pic, avem aici. În mod sigur aia va fi cererea. Da, da, da. Scurt, așa, quick and dirty, poți să o filtrezi efectiv, dacă are același IP ca și de exemplu aici. Iei cartea și are același IP cu cartea de sus, cu IP-ul de aici și îl filtrezi efectiv, știi? Mai, deci nu-ți vine una în plus. Da. Nu cred că ai putea să-i dai exclude current, că nu știe exact. Deci aia n-ai putea să faci. Îi dai filtru, îl filtrezi pe front-end. Sau o să-ți faci un query. Să faci un query custom pentru aia. La care îi pasezi un parametru specific, genul numerit de ID-uri, care să ți le excludă.
dar să-i pasezi tu nativ din câte știu nu există. Da. Deci să faci un query explicit pentru treaba. Da, poți să-i faci query explicit, da, și să-i spui, da, efectiv, excludem în books ce e aici. O să fie books, query poate să-l numi books with nested books excluding current sau ceva de genul ăsta, e foarte explicit, foarte, da. Și ce faci tot așa, o să-l iei cu ORM-ul de pe din bază de date și îl filtrezi în backend să nu-l mai trimiți. Dar scurt și pragmatic la punctul ăsta îi dai filtru pe frontend. Iei trei și dai filtru. Scurt, să zicem, nu cât se poate de corect și așa, dar... Da. Ca să fac o analogie la ce ai spus, este un tool, îi zice loopback, care îți generează tot așa un rest API, dar ăla se poate lega la Postgres, Mongo, whatever. El nu are layer de GraphQL. Da. Cum o implementa oamenii respectiv tool-ul? Îți permite să pui condiții, exact condiții de genul ăsta din front, știi cum faci request-ul, îi dai, nu știu, where ID diferite, whatever, de un ID, știi? Păi da, problema e că tu n-ai, tu când construiești query-ul, nu știi ID-ul. Din ID-ul, nu răspund. Nu știi ID-ul de aici sau știi aici? Da. Nu, scrie un custom query. Scrie un custom query. Scrie un custom query în backend. Dacă e, da. Dar e bine că asta e cea mai mare problemă sau, știi? E bine că ajungi la probleme de genul ăsta, să zicem. Mai era curios de o chestie. Aplicația din care sunt și eu, adică echipa în care lucrez, care lucrează pe aplicație, lucrează cu niște date, cu un volum foarte mare de date. Și mie, în momentul în care văd o sintaxă, eu n-am lucrat niciodată cu GraphQL ca context, când văd o sintaxă de genul în care eu ca frontender pot să adaug un câmp, îmi sună ca și cum în momentul ăla aș putea să execut un query care nu se mai folosește de ceva indirect de pe bază de date și să meargă poate de 5 ori mai greu sau nu știu, sau poate să nu meargă mai greu. Nu știu, e asta o problemă în producție și în real life experiences, mai ales în aplicații de volum mare, mai ales având în vedere că a pornit de la Facebook chestia asta. Eram curios că sunt convins că și la ei au fost situații din astea. Da. Acum, ei ce-au făcut, implementarea lor, îi depinde de implementare, dar dacă vorbim de date mari, de date foarte multe, da, depinde ce faci ca și implementare, dar față de rest, chestia asta, deci dacă faci o implementare corectă și săptămâna viitoare să vedem, poți să trimiți, să se trimită un singur request pe resursă la baza de date. Deci rezolvă N plus 1, problema N plus 1 e o chestie foarte comună. N plus 1 o arătăm cel mai bine aici. Deci îi N resurse, 2, să zicem o listă, 2, și pentru fiecare, deci odată iei lista, ignorați asta, odată iei lista de books și odată pentru fiecare resursă mai trimiți un request pentru autor sau ce există acolo, deci încă unul. O implementare corectă îți trimite doar 2, nu 3 în cazul nostru, sau dacă mai aveam o carte erau 4, 1 plus pentru fiecare încă 1, deci ar fi ok. Problema nu e neapărat că trimiți, poate, că poți să limite, știi, dar în funcție de tipul datelor pe care le ai, poți ca pentru a obține datele pentru 10 iteme să ai nevoie de niște chestii în spate mai mari, știi, care se agregează de pe alte tabele sau și în momentul ăla doar cu un câmp în plus să invalidezi niște index și niște chestii de genul ăsta, știi? Chiar și dacă faci numai pentru 10. Adică ce vreau să zic este că în aplicații mari poți să ajungi în situații din astea unde ceva ce pare mic să extragă de pe un volum mai mare de date, informații. Da. Și asta eram curios așa, nu știu dacă poate e ceva ce se întâmplă la aplicații care folosesc GraphQL, nu știu. Da, acum
ce poți face sau ce se face, se face un query cost analysis, adică cât de expensive e un cost, un query de genul ăsta, și există tool-uri tot automate, nu le știu acum, care efectiv trimit request-uri și spun, uite, query-ul ăsta nu-i legal, nu-l lăsăm, deci nu-l lăsăm să ne mai ducem încă un nivel rest nested de pe field-ul respectiv. Pentru că s-ar întâmpla ceva de genul ăsta și vezi exact acolo cum devine foarte, foarte încet. Și atunci efectiv îl blochezi și nu-l lași. Deci toate chestia asta, să te duci așa nested, te duci doar dacă definezi sau dacă lași din backend, să te duci până la books. Poți să stabilești, ok, ne ducem books, autor și atât. Deci poți să limitezi chestia asta și faci test de cost analysis pentru fiecare request. Săptămâna viitoare o să vedem cum poți să definești, de exemplu, te duci pentru books și definești, vreau autor să mă duc 10 field-uri nested pentru că îi metadata, adică câte 100 acolo, nu sunt date foarte operational data, care chestii care sunt cu miile, cu zecile de mii, și altele care sunt așa nu le lasă să se ducă. Deci nu, efectiv nu permiți. Acum aici am arătat că se poate orice, dar tu limitezi. Deci tu trebuie să implementezi fiecare parte sau să limitezi. La Hasura poți să limitezi. De exemplu, dacă am avea alt obiect aici, du-te la 10 nested levels și la asta nu te du deloc. Sau chestii de genul ăsta poți să faci și să le limitezi standard și se face o chestie asta de cost analysis. Dar, da. Deci o parte foarte mare e și câte request-uri se trimit. Acum, ce spuneai, da, poate cum își găsește datele să nu se invalideze un index sau așa mai departe, aia iarăși altă chestie, dar tot te intră la cost analysis. Deci analizezi query-uri cât de heavy, cât de grele sunt pe backend. Și îți limitezi, îți structurezi. Acum, ce e interesant și cu GraphQL o să vezi, când există chestii de genul ăsta și unele lucruri sunt limitate, o să trebuiască să devii mai creativ cu query-ul. Adică să iei de aici și să iei părintele sau încep de aici și iei două levele părintele sau așa mai departe. Și poți să începi, asta e ideea de graf, începi de oriunde și te duci în sus sau în jos. Deci de multe ori aveam o listă de books și query-ul meu principal nu era books, era authors sau era încă un nivel mai deasupra ca să-l iau toate, pentru diferite motive. Deci aia o să te joci, o să experimentezi, cum te poți duce ori un nivel mai sus, ori unul mai jos, ori ceva de genul ăsta. Deci pentru aceeași date le poți lua diferit. Dar aia o să vezi, o să începi să gândești în termenii de graf cu timpul. Eu am intrat într-un rabbit hole la un moment dat cu fragmentele. Am făcut nested fragment, deja fragment în fragment, da. Și la un moment dat GraphQL pur și simplu o crăpat, pentru că erau apelate recursiv. Clasa 10 are recursivitate de cuvinte de opinie, deci poți să dai aici nici chestii de genul. Dar bine, asta pot așa că până mi-am dat să mă pic funcționează fragmentul. Mai am două întrebări aici din DiveStream. Cum pot preveni prin GraphQL trimiterea din front-end a unui request super complex care ar putea duce la probleme de performanță? Da, pe o chestie asta, ce ziceam, limitezi cât de nested se poate duce pe fiecare request. Deci așa se fac atacurile. Deci dacă ar fi ceva infinit cum ar fi fost în Hasura, să-ți poate trimite pur și simplu un copy-paste, dai copy-paste așa de 1000 de ori nested și îți crapă deja, pentru că pentru fiecare nivel nested e încă un request în bază de date, încă un lovitură în bază de date. Deci definește efectiv structura. Poți să pui ceva grosso modo, să zicem, două nivele nested sau trei nivele nested, sau efectiv specific pe ramura asta te duci 3 și așa mai departe, efectiv definești ramura cum te poți duce. Ok. Altă întrebare? Cum ai abordat partea de caching, considerând că e un singur endpoint cu rezultate ce vor diferi? Bună întrebare. Asta e cea mai mare obiecție sau printre cele mai mari obiecții pentru GraphQL, cum facem caching, că browserul nu știe să facă caching la post sau știe, nici nu știu dacă știe la post, dar nu știe la, știe la get, dar nu la post sau, mă rog, e gata definit pentru post. Răspunsul este application cache, React, query, poftim? State management, da, dar state management, React query îl numește altfel, îl numește server state management.
deci parte de server, îi în aplicație. Oricum, felul în care se scriu aplicațiile acum nu se mai prea potrivește cu cash managementul de acum 10 ani. Adică acum trebuie să știi că lista asta de cărți se aplaudează rapid la fiecare secundă, vrei să ai control și vrei să ai control unde scrii și codul de front-end și lista cealaltă nu se aplaudează deloc. Sau... Deci ReaQuery ar fi un tool foarte, foarte bun la partea de application management și există ReaQuery, există varianta echivalentă și pentru Vue și pentru alte limbaje și pentru Svelte, dacă știu bine. Dar, da, application cache. Și e mai ok și din punct de vedere al codului și cum se scriu aplicații oricum acum. Ok, hai să vă spun ce alte obiecții o să mai auziți. Dacă tot e GraphQL ăsta, n-ai cum să-l vezi în browser. Dai click acolo și nu vezi exact post, books, frumos, când ai debugging în browser. Și ăsta e unul dintre altele obiecții, dar răspunsul este da, dai mai multe click-uri, dar ai mult mai puține. Nu știu dacă cei care scriu REST realizează cu GraphQL, ai mult mai puține request-uri de văzut. Una e să dai peste 20, ok, le-ai văzut pe toate 20 și ai văzut acolo cărți, autori, care dintre ele a 5 sau o să ai unul singur care-i tot request-ul. Deci o să ai mult mai puține și nu va fi așa mare problema. Acum, puțin este, când dai și vezi doar toate request-urile sunt post în GraphQL, trebuie să dai click ca să-l vezi ce-i acolo, ce se întâmplă acolo, da? Ok, dai buton în jos. Încă un lucru, la părțile negative, e ceva mai greu de securizat un GraphQL API. Acum rămâne aici data asta, dar e de știut. Deci e ceva mai greu pentru că pentru rest ai avut toate chestiile standard de făcut, cum să le securizezi. Și mai ușor în GraphQL să greșești și să expui ceva sau să expui date care nu ar trebui expuse pentru în special permisii. Deci să se ducă cineva neste cu graful și să vadă orele lucrate lui vecinul pe care n-ar trebui să le vadă în aeroportul nostru. Da, da. Partea asta de este. Era imperativ să zic așa. Da. Dar poți să ai interpret să când faci un post de ăsta nested, unde zicem că modifici conținutul, modifici comentariile și mai modifici altceva. Dar poți să nu ai trebuie să modifici partea aia, sau n-ai trebuie să comentezi, ai voie să faci doar altceva și astea se transferă din complexitate dintr-o parte în alta. Nu, da. Noi care regulă internă în echipă făceam și parte, deci unul la mână că nu permiteam pe partea de front-end să facă anumite chestii, dar securizam și pe partea de back-end. În caz că reușeam cumva să trec pe partea de front-end, făceam și pe back-end, securizam să nu poată să modifice un anumit lucru. Da. Aici am venit o întrebare, dacă aș vrea să fac o aplicație progresiv cu suport offline, cum aș face dacă aș vrea să folosesc GraphQL? Să mă gândesc cum e ce probleme ar fi acolo. Partea de progresiv și offline. Acum ajunge tot la discuția cu state management. Tot la discuția de cache. Deci caching-ul și datele se stochează în React Query sau un state management asemănător. Nu te bazezi pe browser. Cam asta e regula generală. Exact. În rest, da, totul e asemănător. Eu personal aș vedea problema. Da. Da. Nici eu n-am mai folosit caching-ul din browser de ceva timp. Adică, na. Browser specific, e, nu știu. Caching-ul și datele trebuie să le ai unde lângă cod, în cod, lângă business logic-ul din front-end. Ok, alte întrebări? Adaug doar o chestie legată de a
asta cu offline. Am făcut un meetup acum câteva meetup în care am vorbit eu despre Orbit.js, care îți permitea, era practic un fel de, e un tool care îți permite să definești mai multe surse de date pentru datele tale și îți permite printre, și dacă nu bine aminte, mergea și cu GraphQL și practic puteai să îți tragi datele de pe un live API care e online, cât timp ești online, și apoi tot prin Orbit.js le faci redundante și într-un worker și să faci aplicația practic progresiv și să meargă și offline. Deci există niște soluții de genul ăsta. Da. Dar nu, asta nu e o soluție specifică GraphQL, adică mi se pare că aceeași problemă mai în general. Da, atât că la rest ai browser caching care se folosea. Da, la hit and miss, dacă vrei cu adevărat să fie offline aplicația, oricum te poți baza pe el ca să faci sincronizare, apoi când da. Te conectezi. Da. E așa. Da. Ok, mulțumesc. Alte întrebări? Ultima strigare. Ștefan, ai legătura în studio. Da. Martin, lumina, că e ok. Mă vedeți și așa, fără lumina. Da, mulțumim pentru prezentare, excelent. Și pentru discuție. Chiar mi-a plăcut discuția de astăzi. A fost așa. Următorul... Ai zis tu săptămâna viitoare, dar nu știu exact cum să facem. Data viitoare. Data viitoare. Data viitoare, trebuie să vedem un pic cum le programăm. Dar până atunci... Mai avem, o să mai fie un eveniment care nu o să țină neapărat de meetup. O să fie împreună cu o conferință de la Timișoara. O să vedeți pe canalele de social mai multe detalii în curând. O să fie discuții pe partea de product, UI, UX, dacă vă interesează sau știți pe cineva care e interesat de chestii de genul ăsta. Cam atâta. Mersi că ați venit. O să ia la fel în continuare. Thank you.